Acum mai zic un proiect la ordinea de zi, în afară de ce am primit. Dacă nu, procesul verbal la ședința anterioară, dacă aveți ceva de discutat, obiecțiuni, la domnul Barna, mai vrea cineva să ia cuvântul? Bună dimineața, sunt mai multe probleme la procesul verbal. Eventual greșeli. Dar ședința trecută eu am făcut niște remarci pe aici, care bineînțeles că au fost o parte ironice, o parte retorice. Văd că nu s-a specificat în procesul verbal decât dintr-o perspectivă prin care aș fi încercat să mă fac de râs singur. De exemplu, aici unde am zis că dacă eu îmi permit din toată calicia mea și așa mai departe, textul ăla am spus, referitor la postarea făcută de oameni sau chiar domnul primar pe internet, fac acele afirmații în care au încercat să mă confirmeze. Eu știu că va conveni să fie adevărate, dar eu doar am citat atunci. Deci, textul ăla a fost ironic. Vreau să corectați procesul verbal dacă aveți un reportofon consultațiu și veți vedea că eu am spus referitor la postarea făcută pe internet. Păi, tocmai, era ironică făcută toată chestia. Pe urmă, aici iarăși, referitor la ce ați specificat în procesul verbal cu cheltuirea banilor pentru ziua copilului. Eu am cerut să fie sumă 150 de milioane. Discuția s-a dus pe un teren în care toată lumea zicea că nu ajung, că nu avem ce să facem decât ce s-a făcut până acum. Și eu atunci am spus ironic să invitați un profesor să le vorbească de educație economică. Dar iarăși a fost o chestie ironică. În procesul verbal este că am vorbit serios. Adică în momentul în care organizezi ziua copilului și tu susții 20 de minute că nu ai ce să faci decât ce s-a făcut până acum, mi se pare aberant să pui în procesul verbal faptul că eu am venit cu propunerea. Eu v-am spus, faceți altceva, aduceți un cop, nu știu, putea să vă aranjați cu toată. Oricum ați făcut de râs ziua aia copilului, dar o să discutăm mai pe la alt nivel. Sper să nu se plictisească lumea până atunci. Și cam atât ar mai fi pe aici, dar restul în linii mari respectă ce s-a discutat. Vă rog frumos să specificați chestiile astea, pentru că eu le-am zis, deci chiar am precizat, chiar am precizat, adică ghilimelele alea și-au rostul câteodată, da? Da, spune la vot, procesul verbal, cine spune? Bineînțeles, chiar sunt pentru că se vor face mențiunea în care a fost domnul. Da. Ca să vorbiți serios, nu mai vorbiți ironic. Da. Păi nu, eu fac anumite ironii pentru că dacă vorbesc serios, păi nu, eu vorbesc foarte serios, dar ironiile și-au locul. Domnul primar, ironiile și-au locul de fiecare dată când oamenii cu care discuți și le spui anumite chestii spun că îi jignești. Atunci o să fac ironii și să deduceți singur ce vreți și să luați atitudine, pentru că nu vă convine nici așa, nici ironic. Păi eu cum să mai procedez? Ba, dar îmi convine, domnul Rață. Vedeți că nu mai... Da. Nu mai e prezent, domnul Rață. Domnul... Dăm ce ironii. Da. Consiliul, da? Da. Consiliul Caua Comunei Balcan de Bacău se convoacă în ședința ordinară din ziua de 28.06.2019, ora 9. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Consiliului Local începând cu ora 9 și va avea următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii președintelui de ședință, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Balcani, județul Bacău și a listei de investiții pentru anul 2019, proiect de lucrare privind indicat, proiect de hotărâre privind indicatorii
tehnico-economic pentru proiectul modernizare drumul local în satele Balcani, Frumoasa, Udaș, Chitul Frumoasa, Comuna Balcani, Județul Bacău, precum și a deviziilor generale actualizate în urma modificărilor legislative din 2019. Patru proiecte de privind aprobarea cotizației anuale în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ATIP, 5 diverse. Da. Până la vot, cine este pentru? Abține, împotrivă, deci tot în sens. Am pus? Da, am pus. Ai venit ca și mă. Trecem la primul punct de ordine zi, alegerea președintelui de ședință. Ai o propunere, domnul Antonia, domnul consilier. Mai vă propune? Doceți. Domnul Barlă Ciprian. Mai vrea să mă fac propune? Supunem la vot, domnul Dea. Da, nu. Observați. Da. Bă, nu mi se pare corect, mai prezent. Da, 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 asta am zis și noi, dacă nu-i da, prezent, păi fac faptul, poate el nu vrea. Părerea mea. Poate omul nu vrea, poate se trebuie să ai accept. De asta vreau să... Așa s-a discutat. Nu contează. Atunci propun pe domnul Ungurean. Da. Hai să vedem acum. Da, nu contează. Dacă nu era locul, nu tu te-ai șurit pe uliță, că nu știu pe uliță. Ei, vine, na, rămâne domnul Antone. Știu asta, dar poți nu tu te-ai pe acolo și acolo nu știu unde. Da, bă, la rede, la rodă, nu stai acolo. Să vă lăsați pisenții acolo, la rodă. Da. Supunem la vot. Cine este de acord ca domnul Antone Paciu să fie președinte din următoarea 3 luni? Deci, 1. 2, 3, 4, 5, 6, Antonier, 7, 8, 9. Deci la a doua propunere. Cine este de acord ca domnul Barna să fie președinte pentru următoarea 3 luni? 1, 2, 3, 4. Deci trecem la Antonier, la mic, 3, 4, 4. Trecem la punct. Care patru? Păi ridicăm arta. Păi dar ridicați mâna, eu dar... Păi dar n-ați ridicat-a când am... Aia, dar eu nu m-am uitat la bani. Nu se vede, nu se vede, e scărpina la bani. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Păi da. Și așa eram sigur. Să numără ca la Chiove și... Da. Da. Nu era bun. Vorba de la mine. Ca după. Nu puteam să ridicați spus. Cine ridicat? Cine ridicat? Eu am văzut până de sus. Ești mai aproape de asta. Dar trecem la punctul 2 al ordinii de zi, da? Proiectul de hotărâre privind aprobarea aminașa cotizației anuale ADIM. Da, nu știu. Deci asta e ordinea. Da, da. Nu asta? Primirea rectificare. Da, al doilea punct e aprobarea rectificării bugetului. Da. Ah, da, da, corect, scuze, așa. Da. Deci proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcani și a listei de investiții pe anul 2019. Da, discuți. Da, domnul Barna. Păi, dacă mai vrea cineva, după ce termină, păi, domnul Gânga. Spune-ți la asta. Al doilea, păi, domnul, primul să pare că e buget. Nu, vorbesc cu primul? Da, păi, nu asta sunt cam. Ok. Am o mică nelămurire aici, că am înțeles că s-au suplimentat niște fonduri pentru amenajare, grup sanitar și asigurare cu utilități la școala primară satul Daș, Comuna Balcani, 1.350.000 și la Schitul Frumoasă 1.350.000. Salut Daș. Ce văd aici, Schitul Daș și Ludaș. Am zis altceva? Schitul Frumoasă, domnului. Nu-i schitul, e Ludaș, a doua dată, 89. Domnul meu, număr sat Schitul Frumoasă. Prima este sat Ludaș, Comuna Balcani, a doua este sat Schitul Frumoasă. Exact. Asta vreau să întreb, că de când am învățământ avea... Da,
avea grup sanitar școala respectivă. Nu, nu, e greșeală. Și și la Ludaș este grup sanitar. Pe care sunt școlile atunci care se fac? Eu nu mai înțeleg nimic. Și plus, nu, eu vreau să zic altceva. În proiect avem 1.350.000 și în referat și în expunerea de motive sunt alte sume. Ce sume? Păi la Ludaș, pardon, la Schicu sunt 890.000.000 de lei și 135.000.000 pentru Ludaș. Nu, pentru Balcani și Ludaș, nu-i Schicu. Te-ai contat la greșeală. Nu, o trimis din monitorul oficial, o trimis fila. Am aici, am cerut eu astăzi și pentru Schicu și Ludaș. Exact. Am scos de la monitorul care exact din ordonanța care s-a dat baza. Nu e nicio greșeală. Nu este nicio greșeală. Deci e pentru schimbul frumoasă. Eu azi dimineață când am venit, nu am găsit copia a doilea exemplar, am găsit numai primul exemplar. M-am dus la doamna secretară. Am cerut să mi se dea și mi s-a dat acum extrasul din monitorul oficial al României cu numărul 459 și trecut schitul frumoasă cu 89.000 de lei și Ludașul costă 35.000 de lei. Eu nu-s bani, e bani trimiși pentru școli, dar aș vrea să spun că cine a făcut greșeala asta de sus, nu de la dumneavoastră, nu trebuia să aloce, trebuia să aloce pentru Balcani, nu pentru Schit și Ludaș, pentru că la Schit... Dați-mi voi să termin și eu ce am discutat, pentru că la Schitul frumoasă îi modernizat, la Ludaș îi modernizat. Acum, dumneavoastră, dacă aveți posibilitatea să faceți ceva... Pentru că la Balcani nu există grupuri sanitare moderne. S-au alocat niște bani, niște cerințe vechi. S-a completat o machetă de către directori și prin ordonanță de guvern au venit niște bani de care nu au grupuri sanitare în incinta școlii. Schitul avea și în afară și în incintă. Ludașul la fel. Deci s-a luat în calcul, probabil că au numai în afara școlii. Am discutat chiar în ședința cu primarii, am ridicat problema, am spus că nu se mai poate face nimic. Reparăm, renovăm ăla, dar se poate rezolva, că nu avem apă la Ludaș, m-am gândit. Săpăm un puț de adâncimii, mare adâncimii. La Ludaș, la Schid, putem face aceeași treabă. Că i-am explicat că la Balcan nu era, dar acum facem și la Balcan. Era bine, de prins banii ăștia la Balcan, dacă așa s-au dat machetile, așa s-au înțeles, nu plecat de la noi, de la primărie. Păi nu-i de la dumneavoastră, asta am zis, pentru asta am cerut, banii-ți veniți, pentru astea două școli. Astea două școli, Balcan și Schid, deja le au modernizate, dar acum stăm și ne gândim. Până la 31 decembrie 2019 trebuie să fie gata lucrările. Că dacă nu, banii se preiau înapoi, așa spune, destul de clar. Trebuie aviză, trebuie... Nu depinde de mine, eu nu depinde de dumneavoastră, dar dacă totuși, dacă stăm și stocotim cu cum e trecut, nu în raportul ăsta de 2.440.000.000, când în proiectul de hotărâre, exact cum a zis domnul Barna, ajunge aproape de 3 miliarde, 150 de miliarde, 500 într-o parte, așa bănuiesc că e și cofinanțarea. Deci bănuiesc. Nu avem cofinanțare, dar bani special veniți pentru grupuri sanitare, la școala Ludaș și școala Dacă Schita. Dumneavoastră spuneți că bani exact veniți pentru școli, noi trebuie să votăm exact ce-o dat prin monitorul oficial. Și acum și Ludașul și Balcaniu? Sau nu e trecut Balcaniu. Am zis Comuna Balcani, satul Schitu și Ludaș și Schitu. Da, dar da, proiectul de hotărâre este câte 150 de milioane la fiecare școală. Nu, 100 și ceva la o școală și 1 miliard și ceva la o școală. Deci sunt coincidu cu Ludaș. 135 și 89. Da. Așa trebuie să fie. Așa trebuie votat. Adică dacă... Da, eu vroiam să știu că spuneți că greșeala a fost făcută de sus. Acolo ei au făcut probabil alocarea asta bugetară în funcție de niște hârtii care le-ați trimis dumneavoastră. Nu, spuneți, nu. Directorii au trimis, așa, a venit o machetă, așa, de la Consiliul Județean, ei au completat-o, așa, și banii vin prin Consiliul Județean. Deci, cine n-a știut să completeze hârtiile a fost directorii. Nu știu dacă n-a știut. Păi cineva a greșit de aici, pentru că aia de la
București habar n-au de existența comunei bancare. Dacă erași în curte, nu s-a mutat și erași în principiu. Păi trebuia să specifice, domnule. Păi specific era macheta, nu știu. Păi și atunci de ce s-a greșit? Cineva a făcut o greșeală de aici, când au plecat hârtiile prin care s-au cerut banii. Nu a greșit Bucureștiul. Nu. Că Bucureștiul a dat bani exista, în funcție de ce hârtii s-au trimis de aici. Prin machetă... Gândesc eu, prin machetă era să bifezi. Dacă grup. Au un grup sanitar în curte. Păi există în curte și ei au luat cei care au în curte, i-au dat deja, le-au mai alocat bani. Nu s-au uitat și la varianta cealaltă. Trebuia specificat, domnule, noi avem și în curte și nu. Avem și în șură. Depinde ce scrie în machetă. Unii. Dacă așa era machetă, așa a completat-o și a fost înțeleasă la curier. Nu ești vinovat nici director, nimeni. Banii sunt, dacă avem timp îi cheltuim și încerc să fac tot posibil. Banii sunt. Și școala Ludaș va rămâne cu fonduri făcute, cum veți putea dumneavoastră, fără grup sanitar făcut, să putea profita și să facă exact la școlile care aveau nevoie. Asta vreau eu să spun. La Balcani. Da? La Balcani. Da, unde au fost trecut și Balcanul. Dacă nu s-au aprobat, e vinovat directorul sau primarul sau... Păi nu s-au completat anumite hârtii corect. S-a ducă macheta, domn director, și vorbim pe ea, nu așa pe de rost. S-au completat corect și așa au fost luat în calcul. La guvern. O, una dintre răbării astea era dacă au WC-ul în curte. În curte, în care au un incintă. Și Mihai a completat că au și în curte și în incintă. Așa, și aia și de la acolo au luat numai păi care erau în curte da, și le-au dat banii. Asta da. Și unii au avut numai în curte, nu s-au luat în considerare. Nu s-au luat. Dar sunt comuni care n-au primit bani. Aici și nu au grupuri sanitare. Păi da, nu au primit. De exemplu, la Solon, Sfieții nu au primit bani. Păi la Solon și PNR și nu au primit bani. Păi cum? Probabil n-au știut nici aia. Așa a spus zi de sfârșit. Uitați-vă în legea, nu au putut să filmați. Stați. Uitați-vă în legea acolo. Nu am timp. Păi opriți filmarea că vă poate da în judecată primarul că filmați ilegal. Da să mă, de ce? Nu aveți dreptul. Nici ședință. Vorbim la atunci mă filmez doar pe mine. Opriți filmul, nu aveți dreptul să... Nici pe mine? Pentru că doar în condiții legii 544, deci trebuie așa. Să fiți om de presă publică. Dar citiți articolul ăla. Meu, eu mă filmez pe mine. Și eu vă spun aici pentru că se filmează și se aude, foarte v-am bine. Avertizat și o să vă dea și, adică, și primarul și noi. Noi de ce filmăm aici? Păi de ce? Păi ca să filmați dumneavoastră? Pentru că 3 luni de zile m-am chinuit eu să aduc televiziunea de aia filmați. Haideți să ne sfârșim, mai sunt discuții pe imagine. Mai aveți cineva ca vreau să intervină. Păi nu, s-a terminat. Stați puțin, nu s-a terminat, eu mai am de zis. Stați un pic, stați un pic. Nu, hai mai scurt, așa, o luci, o nălăială și multe zonă. Păi nu, e la nălăială, domnule. E la nălăială pentru dumneavoastră, pentru mine nu e. Deci pentru mine nu e. Da? Pe urmă. Deci să fac greșeli de genul ăsta și asta e lălăială, nu? Nu. Vin 3 miliarde și ceva, se alocă greșit și noi stăm și o lălăim aici. În primul rând școlile au completat machete, nu primăria. Domnule, dar nu ridicați tonul, nu vă impacientați. Calm, să nu faceți vreun infart pe aici. Calm, vă rog frumos. Există consiliul până la un punct, după aceea nu accept ironia mea tale. Acum faci acasă, Ioni, nu ai. Acum înțelegeți. Da, nu mai. Cu la voi, cine ești pentru? Mai devreme nu știu. Cu la voi, cine ești pentru? Dar eu mai am. Dar dacă nu, dar stau după tine, dar să vorbești jumătate de oră aici? 3 ore dacă e nevoie. Nu e nevoie. Cum trebuie? Primul ăsta de unii pe alții. Suspendă ședința atunci când nu mă lași să vorbesc și atât. Vreau să mai discutăm la revedere. Haideți o leacă fără, nu toată lumea. Poate sunt între noi foarte deștepți și mai puțin deștept. Da, dar haideți să... Ce am zis eu nu, de deștept? Nu știu. Și tot aduceți în discuție deșteptăciunea asta, că nu înțeleg. Dar nu aduc. Dar trebuie să fie din toate grupurile sociale. Haideți să mergem mai departe. Așa, și? La obiect, ce-am greșit? Băi, la obiect vorbeam, doamne. Dacă a fost întrerupt de domnul că n-am voie să filmez, nu știu de unde le scoate. Deci... Eu nu filmez pe mine, nu o să mai filmez pe nimeni dacă nu vrea, dar nu v-am filmat pe dumneavoastră, dați-mă. Nu ați publicat pe internet, aveți dreptul să filmați. Așa. Mă scuzați, domn președinte, eu n-am voie să intervin, dar pentru că e punctual. Deci dânsul poate filma, are dreptul să înregistreze, să filmeze pentru uz personal, nu să publice pe internet. Ori eu am văzut filmări făcute aici în ședință, pe internet. Da, corect. Păi sunt pe pagina mea personală de Facebook. Nu, domnule, e pagina de Facebook sau unde îi dați dumneavoastră, e în domeniul public. Așa, corect. Deci nu aveți dreptul, v-am dat legea. Dar e pagina mea personală de Facebook. Deci domnul președinte, am dumneavoastră spuneți acum că eu pe Facebook-ul meu nu am dreptul să public ce vreau eu despre mine? Nu, v-am dat legea.
Eu asta o să o consult acasă, dacă vreau asta sunteți. Să vă acționeze deci, în și vă așa, și voi. Așa a acționat și domnul primar în primele 4-5 ședințe. Mă lăsați să vorbesc? Deci în primele 4-5 ședințe nu a fost aproape nimeni de acord să se filmeze. Am fost singurul care aproape am fost dat afară din ședință cu poliția. Dacă va fi cazul, voi prezenta acele filmări. Pentru că în consiliul acesta lucrurile au mers doar cum a vrut primarul. Eu vreau transparență, vreau să nu se mai fure banul public și vreau să vadă oamenii ce bătaie de joc este aici sau a fost până am ajuns noi consilieri. Toată lumea se grăbește la o ședință la care am întârziat, ședința a luat sfârșit în 10 sau 11 minute, asta vreau eu să vadă faceți lumea. Campanie, acum nu, sau nu, ceva. Nu fac campanie, da, dar eu explicam domnului, de ce vreau să filmez. Da? Păi eu am fost foarte punctual, am fost întrebat. Ați discutat dacă mai aveți cu domnul președinte. Haideți domnul, dar spuneți. Păi eu spun, da, am terminat cu domnul. Eu vă spun. Dar să mai intervină și Basilica. Păi o să intervină. Să discutăm la ce, da? Deci îți banii la ministra de educație. Eu eram întrerupt, eu spuneam ce am discutat. Păi da, dar vezi că, nu, vorbești... Sunt bani de la guvern, pentru la Ministerul Educației, așa. Nu ține de noi, de Consiliul Local. Doamnă, s-au făcut niște hârtii de aici? Nu, nu, nu. De la școală. Tocmai au spus că s-au completat niște machete. Da, directorii de școală, Ciprian, fii atent o leasă. Secretarul și director. Nu primarul. Deci nu de la bani. Nu sunt bani din bugetul local al Comunei Balcani. Haideți să discutăm discuții. Eu asta vreau să știu. Eu asta vreau să știu cine a făcut greșeala. Directorul de școală cu comunitatea asta vrea să știu. De 10 ori. De ce a deranjat atât de mult? Dar nu deranjat, dar haideți să lungim, o luată lumea să le o lungiți pentru că mă întrerupeți, pentru că mă provocați. Am înțeles tot ce a spus. Este scopul dumneavoastră, să demonstrați că eu sunt gică contra. Nu sunteți contra. Eu sunt o profundă campanie electorală de la primul an. Dar hai, domnul președinte, dacă mai sunt discuții la punctul ăsta și vreau. La cartă ce fiecare atunci? Eu în 3 minute termin ce am de spus la fiecare punct. Dar nu încercați să mă contrați. Păi eu știu că nu vă convine. M-am convine, chiar îmi convine. Poate îi spui ceva, dar să mă îndrept și eu. Să mai îndrept din greșeli. Să știți că, în ideea asta fac tot ce fac. Da, dar toți trebuie să învățăm să nu mai greșim. Ironie. Bun. Pe urmă, aveți aici rectificare, nu, stați puțin, că am amețit hârtirea. Listă de investiții. Acum m-ați întrerupt și nu mai știu ce vreau să spun. Neburile astea trebuiau rezolvate în ședința de comisie. Chemat specialist care să vă explice despre ce vorba, dar acolo nu-i filmat și nu vezi nimeni când discutați. Ce discutați? Până când găsesc Barna Stanciu. Așa, când găsesc și domnul Barna, zică, hai. O găsesc acum, dacă... Și iar suntem noi din nou. Da, simți, doamna Vasilica. La lista de obiective... Nu, eu am terminat ce am avut de zis, deci nu. Deci la lista de obiective pe 2019, văd că eu v-am zis de mai multe ori. Iarăși vreau să întreb de ce e diferență și pe lista asta de obiective. Aveți un pic de răbdare, eu nu înțeleg unde vă grăbiți atâta. Deci, nu, la lista de investiții lipsește cu desăvârșire, de fapt lipsesc, cele mai importante lucruri, da? Care vi le-am cerut de acum 3 ani și ceva. Ați, tot ce faceți e ok, da, trebuia să faceți ceva și pentru a urgenta canalizarea, apa curentă, nimic. Este proiect în derulare, da? Știu, care trebuia început în 2016. S-a amânat 2018, acum 2020, da. Care nu depinde de primar. Păi, dar de ce nu depinde de primar? Păi, timp că suntem... Au mai fost discuții. Se duce în 2040. Păi, exact. Fără intervenția primarului, se va duce în 2040. A intervenit, suntem în timp. Pe urmă, ce am observat eu aici? Faceți instalație de încălzire la Căminul Cultural Balcani. Foarte bine. 300 de milioane. Da, ce v-am cerut eu acum 3 ani? Când o să rezolvați? Cu geamurile, cu un aer condiționat, cu... Câte evenimente aveți dumneavoastră acolo iarna ca să investiți suma asta? Mai multe avem iarna decât vara. Adică?
Foarte bine. Eu n-am sunt mai multe evenimente cât vară. Ce fel de evenimente? Decembrie, vara, sărbătorile, mai e câte un praznic, mai e închirieri de cămin. Acum, în vara asta, de exemplu, avem o singură nuntă la Balcani. Păi de ce nu avem nuntă? Condițiile sunt. Pentru condițiile... Dar nu e așa. Pentru condițiile proaste pe care le are cămin. Și dacă bun aer condiționat o să facă nuntă aici, hai să fim serios. Ăla e un prim pas. Ăla e un prim pas. Da, nunțile nu se mai fac în sat pentru că nu avem condiții. Ba sunt condiții foarte bune. Nu ai un veceu, nu ai apă, nu ai aer condiționat, nu ai nimic. Căminul ăla este exact ca în Zicala, pe afară vopsit cardul, înăuntru leopardul. Înseamnă că n-ați intrat în la cămin, la schitul la fel. Arată cât de cât decent pe afară, înăuntru se țin huși de porumb sau urzici. Sau așa, ai văzut așa ceva? Da, ai fost ai văzut porumb acolo? Trei ani doar nu, dar vorbim acum, eu sunt primar de 3 ani, da? 4 ani acum. Aveți 5. Nu, 4 ani. Ăla nu se mai pune. Du-te de la cămin. Comandantul Iliescu, 2 ani au venit așa. Hai treacă ne-a. Păi cine lungește? Eu sau domnule că mă întreb? Gata. De ce nu sunt nunți, de ce nu facem copii? Păi de-aia nu sunt nunți. Ăsta-i sistemul care... Păi nu sunt Ciprian din punctul meu de vedere, pentru că lumea nu mai își permite acum porci, găini, dracu să mă... Știți că personal ăsta trebuie să faci o nuntă în sat acum? Acolo se duce, are tot, îi vine meniul în față, îi vine tot și nu mai găsești acolo bucatari, să-i aduci... Măi, băi, nu sunt nunți că nu sunt miri. Băi, și asta e una din bani. Mai faci o nuntă de obiectiv, să duce la... Nu, asta e problema. Sau 20 de ani, nu-ți fac. Haide că asta la diverse. Puneți vorbești, cine mai are de spus la punctul ăsta? Dar nu s-o puneți. Ca să, da, cine prea votează, cine nu. Ca să închei, nu sunt nunți pentru că nu sunt miri, pentru că toată lumea e plecată din țară, cine pentru că de 30 de ani avem primari incompetenți care au dus țara de râpă. Da, bine, o să vină alții mai competenți. Domnul Gângazeze, că dacă erați capabil, aveam o comună ca Ciugudu, unde veneau oamenii din Alba Iulia, nu mai dați exemplu, să facă nunți. Nu ca la Balcani, unde din Balcani da. Să duc să facă noi ce nu poftă omul. Nu e primar. Nu e transport, comerț de acolo. Da, sunt comunii 2-3000 de locuitori, cât nici cât satul frumoasă. Așa. Păi aș face municipiul dintr-un sat, dintr-o comună de asta. Mai ales dumneavoastră. Domnul Gânga. Mai ales eu. La cât de capabil ați demonstrat că sunt. Păi dar nu, dar câte lucrări s-au făcut în 3 ani, nu s-au făcut în 30. Datorită cui? Datorită primarului, să știi. Da. Că a fost pus la treabă de intervenție. De ce? Dar eu atunci nici n-a fost de acord. În 2016 erau niște cheltuieli cu telecomunicațiile. Da cum? Așa. Deci în 2000, îți dau eu voie. În 2016 erau niște cheltuieli cu telecomunicațiile care erau în jurul la 900 de milioane de lei. Deci era vorba în 2000. Dumneavoastră a spus în felul următor. Dom'le, au fost niște contracte care normal, ele se încheie pe un an, doi. Contractul e pe 2 ani. Ne trezăm după 3 al 4-lea an de mandat care avem la telecomunicații tot 900 de milioane de lei. Exact. Ei, estimă... Nu. Asta trebuie să o discuți în ședința am comisiei. Am discutat. Și atunci dăm explicația, dacă nu, primar, dar cum se poate că de acum încolo, deci din 2020, estimările se coboară la 500 de milioane. Deci, n-are cum să coboare la 500 de milioane. Scrie, negru pe alb scrie, au crescut de la 830 de milioane la 900 de milioane și 50 de lei și eu v-am cerut să negociați. Trebuie cu ați negociat, dar în plus, da, așa nu în plus, telefoane, noi vorbim de telefoane, da? Acolo uitați ce scrie aici, toate.
poștă, telecomunicații, radio, da. TV și internet. Pachete, timbri, asta se dedică. 900 dar de milioane. Dar primarul face asta, domnul Bana. Primarul e de acord. Păi de acord, dacă astea sunt cheltuieli, ce poți să-i faci? Zic, nu mai trimiți adrese. Nu, adrese. Nu mai trimit adrese. Voi să duc la capul. Domnul da. Președinte. Da. Deci eu am văzut destul de clar. Îți 950 de milioane care exact. Sunt făcute cheltuieli, dar estimare de 500 de milioane. Uitați că scrie 50.000 de lei. Pe 2020 până în 2022 50.000 de lei. Deci s-o cheltuie dublu. Exact. Deci am vrut să vă trag, dar nu trebuie să zic. La compartiment de specialitate. Am întrebat, astea sunt cheltuieli. Astea sunt cheltuieli. Păi astea sunt. Și ce poți face? Altceva nu mai am zis. Dacă sunt cheltuieli astea, dacă trebuie obligatoriu, ce trebuie să facem? De la 50.000 la 90.000. Păi ce dacă astea sunt prețurile care eu ce vom timp? Nicio problemă, nicio problemă. Nu, lăsați-mă face reducere. Vorbit. La ce nu, la ce faci? Nu mai am altceva de spus. Domnul Gânga, la ce faci îmi reduce? Spune-mi. Ați uitat la altă locare. M-ați întrerupt. Deci, un minut. Dacă, un minut. Da. Eu termin. Da. Nici nu durează un minut. Cronometrați. Dacă astea sunt cheltuielile aberante, bineînțeles, toate care sunt, de ce la alte cheltuieli cu bunuri și servicii aveți încă 2 miliarde? Uitați acolo negru. Ați întrebat contabilă? Da. Și ce o zis? Astea sunt cheltuielile. Sunt cheltuieli, da, dacă sunt cheltuieli la o primărie. Asta este. Da. 2 milioane, deci pe lângă toate sumele aberante pe care le-ați trecut aici, aberant, mai aveți și alte cheltuieli în valoare de 2 miliarde. Perfect. Deci cheltuielile toate sunt în folosul comunității, oamenilor. A cui? Aia care merg la revelioane? La revelioane. Și la aia, și la aia, da. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Nu pot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dar cine cineva? Vedeți? Așa am votat eu. Eu v-am atras atenția și am votat pentru. Da. Așa că nexele dumneavoastră... Trecem la următorul. Cum de-ai votat acum? Da. Cine este împotrivă, cine se abține? Nu-i nimeni împotrivă. Toată lumea este pentru. Pe cum 12 spus? Păi dați un pic, mă. 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 Păi dați se abține? Împotrivă? Iepta, de când nu, ai rămas cu nasul. Ce se fac? Eu am rămas cu nasul. Toată lumea e pentru. Ca să ne înțeleg. Trecem la punctul 3. Trecere privind indicatorul. Nu, s-a privind indicatorii tehnici. Aprobarea cotizației anuale. Nu-i făcut ca... Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic pentru proiectul modernizare. Am sărit cu 3 adib. Ah, cu adib. Cotizația, da. Aprobarea cotizației anuale adib. Așa. Cotizația care nu. Păi, dar puteți să o dăm? Da, cotizația care o plătim degeaba, prețurile sunt majorate cum vor. Dar cu crescut prețurile? Da, corect. Da. De ce au crescut prețurile? Pentru oamenii mai bine. Pentru mai bine, știi că o duc mai bine. Da. Pușcăriașul Dragnea a susținut de toți primarii PSD. Dar tu vrea și ceva să ne vină nu vine de subiect, pe subiect, nu lasă mă. Păi suntem pe subiect. Cum? La ce să mă ce sunt? Doar pe la gunoi. Adic. 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 Păi ce e altceva? Adic. Da. Și aici nu s-a mărit cotizația. Nu, nu, se va mări. Ah, domnul, domnul Gânga. Aș întreba pe domnul Vici, că tot mai merge când are ședință la ADIP. Pe când suntem noi repartizați, s-a pus așa noi de treabă cu canalizarea de apă. Nu se voi face. Nu este un termen, nu este un termen. Nu este limitat. Începe peste tot, va începe și la noi. Deocamdată noi. Dar nici alt proiect nu se poate, domnul Gânga, nici alt proiect nu se poate implementa. Să fii la eu am înțeles că trebuie să ne spun și nouă, dacă îi duci nu este un termen când se apucă la Balcan. Au fost în discuții, când se apucă de la Tazlău în partea realtă, cu discuții. Când o să înceapă la Pădron, să o luăm mereu la patru locuri. Da. Normal, cine este pentru? Da, toată lumea. Se abține cineva? Împotrivă? Nu. Trecem la următorul punct. Eu am ceva. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic pentru modernizare drumul locale din satele Balcan Frumoasa, Rudaș și Chitul Frumoasa, din comuna Balcanul sub Bacău, precum și a deviziilor generale actualizate în urma aplicării modificărilor legislative din anul 2019. Să scrie la cuvânt domnul Barna, domnul German. Domnul Barna, dar nu te mai scrie la cuvânt, dar spui dinainte, domnul, eu sunt din oficiu. Domnule,
dar aveau vreun haz ședințele astea fără Barna? Păi nu, nu mai aveau niciun haz. Și aveți dreptate. Nu mai aveau niciun haz. Vă spun eu. Unii aveți dreptate, aveți dreptate. Să începem cu domnul Germa, că el nu vorbe, mă, tai vorbe cam mult. Și eu te așa. Da. Nu-i niciun... Ultimul dați în cuvânt. Da, dar tot trebuie. Vă rog frumos. Dacă la DIP nu este un termen, deși ar trebui să fie un termen, că a început în 2013 și fiind alături domnul Ungureanu, cred că e de acord cu mine, era 2018-2022 să finalizeze, ar trebui să fie și aici un termen, nu putem spune că nu există un termen. Dar ceva discuție da, a fost. Așa, nu depinde de noi. Asta e altceva, dar nu. Aș, asociația asta și aș referitor la subiect, la subiect. Domnul Ilescu, la Ludaș, când începe? Aici trebuie să aveți un termen. Este în acel timp. Asfaltarea uliților, deci modernizarea. În maxim 2 ani de zile, începând de la 1 octombrie 2018. 2 ani de zile, termenul de execuție. Da, n-a fost în cei 4,7 km sau când era trebuit să Ludaș, ulițele la Ludaș. Da, ăla e proiectul. Deci ăsta e proiectul mare pe PNDL 2. Deci când? Încă o dată? Nu... Până anul ăsta, de asta mai întreb, pus întrebarea asta. Posibil și anul ăsta. Deci, am mai pus întrebarea asta și au venit mai mulți cetățeni la mine și eu așa am spus 2018, anul acesta. Și acum spuneți că 2019. Până pe 1 octombrie 2020. Bine, deci, și în 2018, așa mi-a spus, așa am transmis. Suntem în 2019. 2019, mă scuzați, 2019. Corect, nu mulțumesc. Eu încerc să asfaltez. Așa am spus că anul ăsta se asfaltează, așa am spus și eu cetățenii. Exact ce am spus dumneavoastră mie. După aia să continui cu șanțurile și cu diguri, că mai avem și câteva diguri. După aia să înțelege că nu se mai asfaltează. Să asfaltează sigur. Eu am transmis și mi-a studiat. Da, atât. Domnul Barna. Când am mai eu, cine nu vrea să-l filmeze, să-mi spuneți și nu-l filmez, nu e nicio problemă, mă filmez doar pe mine. Pe urmă o să fiu acuzat că sunt narcisist. Eu dacă vreți, vă filmez. Nu deranjez pe nimeni, domnule. Ce vreau să vă întreb? Dacă domnul deci ați spus că în maxim 2 ani de la termenul de termen de execuție, aia ce înseamnă? Da. Trebuie finalizată lucrarea sau doar să înceapă? Finalizat? Da. S-a finalizat. Lucrarea s-a început. Păi, s-a început acolo, nu s-a început. Nu s-a început la Ludaș, dar nu s-a început în toate satele. Odată. Odată. Păi Rustransul are da, capacitatea de a începe toată comuna, dacă vrea. Da, dar știți că există, vă spun, sunt de-aia am întrebat. De-a învinge lucrările în perioada campaniei electorale. Și se pare moral. Păi nu, va veni locale, nu? Pe care o să o pierd. Dacă vin, nu mai facem alege, dar nu mai bine. Nu. Să se amâne alegerile. A, nu, ai lăsat ironiile, că ai chiar cu mine chiar nu merge. Domnul Gheama. Mă refer la Costelul la tine. Dar în Balcani, chiar numai în campanie s-au făcut lucrări? Sau la Ludaș nu am campanie? Acum nu, dar eu am spus cetățenilor în 2019, așa mi-a spus de-a spus, am fost în birou, am discutat și acum tot îl împinge, și nu mi se pare. Nu este împins, deci să lucrează. Și acum depinde și de vreme, și de asta, dacă plouă nu mai poate. Păi frumos, să trăiește ceva de grație. Lucrează, s-a apucat din vomării, se lucrează pe căsoasa, avem comanul, avem știrbățul, liniile de la Ludaș. Dar la urmă. Nu știu, depinde de ei. La urmă, știți, lăsați, da, sunt, dar lăsați tot împingeți acolo. Dar când am făcut prima dată la Ludaș drumul ăla pe Vali, căminul, digul ăsta... Lăsați deci, la Ludaș, n-ați asfaltat nicio uliță. Dar nu de asfaltat. E prima uliță care a asfaltat. Nu de asfaltat. Nu, dar Vali, pe Vali. Nu, am vrut să zic altceva. Când ne-am făcut că... Datorită lui Barna s-a făcut pe Vali. Și intervenții mele s-a făcut pentru că dezastrul din 2016 nu justifica neintervenția primăriei acolo. Păi n-au fost inundați în 2016. De ce v-ați apucat de digul de șoseaua aia? Pentru drum. Nu a avut probleme în 2016. Și dacă nu erau... Tot făceam, aveam. În 2016, când au fost inundațiile pe... Auziți ce spune, pe Valea Ludașului nu au fost probleme. A fost probleme. Dom'le, dumitale ai memoria scurtă? Nu, dumitale ai memoria scurtă, că eu am fost pe Ludaș, dumitale ai filmat numai unii, atunci la alegeri, filmai numai unii îți convenea. Eu am fost din poartă în poartă. Și tocmai, ca să nu fiu acuzat că le-am folosit, nu știu cum. Am trecut pe ideal, că n-am tot trece din cauza apei. Acolo, așa e situația. Dacă e nevoie. Da, nu, da, și prea puțin mă interesează. Dacă e nevoie, le folosim. Am să aduc și ziarele care le dat în canal. Foarte bine. Și drumul l-am făcut că este necesar. Am avut oameni care au venit de pe Valea Ludașului, părintele m-a rugat. Da, este.
Nu mai făcea nimeni drum acolo, spun eu. Nu mai făcea nimeni. Da. Păi domnul Cioinibiu vrea să facă pot suspendat. E treaba lui și face. Bă, era mai vedeți, simplu. Nu erau drumurile. Dar nu sunteți singurul care vrea să facă ceva acolo. Nici asigurările nu... Nu vorbim în lipsă, omul ei și n-are loc. Da. Cred că nu se supără. Da. Important că am făcut. Supunem la vot, dacă... Ales că afirmația a fost afirmativă. Da. Adică pozitivă. Bun. Supunem la vot. Cine este pentru? Ce? Adresa lui. Eu, deci înainte de... Adică până? Dar cine cineva? Împotrivă? Toată lumea este. Da. Diverse. Ziceți, nu am. Eu uite, aveți nu, dar el nu. Nu, dar nu sunt, deci pe iată. Nu, eu nu mă supăr. Lângă pod acolo, bovinea la Nipalastru, a dus Livaselul Mărea. E bine că le-au pus, dar ar trebui împrăștiați. Că sunt buni, am văzut cu Malu Tazlăului, intenția domnului Mărea a fost bună. Da, o tură împrăștiată. Da, dar mai sunt. Mai sunt. Tură n-am avut, n-am avut timp. Trebuie împrăștiați. Pentru aspect, așa. Împrăștiați. Atât, și la 11-12 noaptea mă sună că trebuie mâineață burtă. Și la, da, acum i-am trimis tot la Ludaș, vis-a-vis de casa preazmicale, m-am mâncat acolo. Știu. Se rezolve probleme. N-am oameni la ajutor, că tot spuneți cu ajutorul. Chiar suntem la diverse poze. Da. Am să vin cu proiect de hotărâri, ăia 70 de persoane, ălea 70 de persoane. Alea, nu ălea. Da, bine. Depinde cu puterea. Să le repartizăm pe consilieri. Dar de ce nu repartizați pe sectoare? Păi eu ce zic, consilier și consilierul are 70 împărțit la 15, cât? 2, 4, 4, nu? 4 persoane de consilier. Și îi luați și îi duceți, faceți la biserică, faceți... Îi filmați, îi filmați, faceți divuri, faceți cu ei. Nu mai punem noi pe Facebook, că nu-i cosit în cutarii lor. Eu la van, nu primar. Nu trebuie să vă supărați primărie. E bine muncă. Cu execuția administrativă. Nu, îți 150 cu totul, 70 cu dreptul. Eu cred că dumneavoastră v-ați lăudat, că știți, o să spun, mă scuzați. Deci v-ați lăudat că eu nu știu administrație. Dar eu din ce știu, Consiliul Local este putere. De care? Spuneți. Și primarul este... Păi stați un pic, domnule, că știi administrația. Stai, domnule, că și primarul, așa, legislativ, și primarul... Executiv. Păi și cum să mă duc eu cu oamenii să execut lucrări? Dar nu încurca Sula cu prefectura, scuzați-mă. Opa, ce frumos vorbim. Dar știi ce... Da, Sula de la... Așa, da. La Tâmplării. Nu vă gândiți la ce m-am gândit eu. Să fii rușit, dacă te gândi. Spune. Deci... Ați și uitat, la urmă, după toți consilierii. Am înțeles, domnul. Primarul are putere executivă, pune în execuție legile statului român. Așa. Nu. Ce înseamnă? Astea sunt aberații, domnule? Adică Consiliul Local este putere legislativă, sunt aberații, domnul Vice? Aprob. Consiliul Local. Auziți ce spune? Consiliul Local aprobă hotărârile. Primar sau de primar sau... Care trebuie să se execuții. Dar nu veni domnul Barna la primar, cum dă mie să execute acest Barna, niciodată. Nu sunt supus Consiliului Local. Primarul nu este supus Consiliului Local. Trebuie să execute hotărârile Consiliului. Să se asigure că sunt puse în executare hotărârile Consiliului Local. E mise tot bine. Deci eu vă spun un singur lucru. Dacă mă apuc... Eu acum am văzut din zbor, dar dacă mă apuc de studiat un pic administrația, tot în dezavantajul dumneavoastră va fi. Părerea fiecare, are chiar păreri în fiecare an. Dar până acum ce ai făcut? Până acum i-am dat o replică domnului primar. Nu mi-a dat nicio replică. Nu. Dacă mergea și v-a simțit minte, au trecut 5 minute. Dar eu nu m-am înscris la cuvânt. Dar eu v-ați înscris cuvânt. Totuși nu înțeleg de ce la diverse 5 minute. Păi nu. Dom'le, dar o durea, s-o luat din timpul cealaltă. S-o luat din timpul cealaltă. Eu aș... A să începe cu piața la Frumoasa. S-a făcut hala respectivă, care a spus că a costat 2 miliarde de lei. Și am aici în față, spune destul de clar, 1.949.000. Dar în 2016 ați cerut 500 de milioane ca să faceți apă curent în hală, să fie făcută.
Nu este. Este. Nu, nu este băgată. Și chiar l-aș ruga. N-ai mai fost. Ei, nu-i dat drumul la apă, nu-i dat drumul la apă. Dom'le, nu funcționează. Deci v-aș ruga ca să vină. Simplu. Am fost și am întrebat oamenii și nu este. Care oameni? Care vând acolo. Domnul președinte, unde dați voi? Lăsați, nu-l mai întrebeți. Iar uite și el la început. Păi de piață vorbim. Păi de piață, de piață, dă-ți voi. Păi l-au intervenit toți trei odată. Pentru că-s călduri foarte mari și acolo trebuie să fie igienă, zbrânzeturi și altceva ce vreau să mai spui la piață. Sunt niște băgi, mese din astea, da, care să vai de capul lor. Hai să ducem vreo 6 mese acolo să aibă oamenii aia unde să-și expună mărfurile. Altceva. Am luat graficul cu încasările care s-au făcut pe ultimele 6 luni la piață, de la piață. Deci se casează, am văzut lunar în jurul la 53.000, vine 320 de milioane de lei anual se încasează la piață la Frumoasa. În 3 ani, se scoase de la contabilitate. În 3 ani s-au încasat peste un miliard. Domnul primar, nu putem zice că la piață la Frumoasă nu putem să avem cine trebuie, întrucât sunt niște încasări care se autofinanțează. Și asta o spun și asta o repet, hai să facem treburile cum e defect făcut în piață la Frumoasă. Cu WC-ul, cu absolut tot ce trebuie. Am înțeles că acum intră și asfalt, să dăm exemplu că avem o piață de desfacere modern. Nu uitați că avem și un angajat la piață, da? Scade salariile. Domnul Sofroni, acum vreo 2-3 ședințe în urmă, la Nelu Botezat în Curături, acolo în pericol, și chiar au pus problema să pună măcar niște dale acolo, să nu se ducă pe o mașină. Doamne ferește de ceva, știți unii, la Nelu Botezat. Dar de când e acolo? De când e de 20 de ani. 20 de ani. Mai 20. 20-30 de ani. De când era drumul îngust? 20 de ani, că până acum era din aia, nu se vede. Nu se vede. Dar măcar pus ceva să se vadă. Deci nu ne trezăm atunci când se întâmplă o nenorocie, cum sunt mașinile astea lungi acum, care car, ce car ele, nu mai spun ce. Bun, alt punctul 2, că mă luați repede, că 5 minute se termină. Ați găsit o firmă la poduri, la reparații, ca luna trecută ați spus că nu ați găsit nici o firmă să repare podurile. Găsim. Podurile de fier cu sudor. De fier? Podurile de fier. Nu găsim sudor. Și cred că ne repar cu muncitorii noștri. Suntem în luna iulie de acum. Da, bun. Când încep lucrările la dispensarul de la rețetă? Nu știu să spun exact. Dar încep să termină anul ăsta, pentru că banii s-au alocat. S-au alocat un miliard. Da. Pot să rămână din bani. Domnul primar, oamenii când se duc acolo, aici, la Frumoasa, stau în frig. Da. Hai să facem ceva și pentru oameni. Facem doar. Prea multe să cer. Nu faceți dumneavoastră, faceți firma asta, contactați-o, chiar vă rog frumos. Apropo de dispensare, am văzut că ai făcut o poză la Direcția de Sănătate Publică, că a adus și un doctor. Da, a fost, da. Și ce a zis? Trimite doctor. Și ce a zis? A zis ca dumneavoastră să faceți o solicitare. Bine, de asta a venit doctorul ăsta. Da. Știți ce mi-a spus de la Direcția și Sănătate? Dar cu cine ai vorbit acum? Cu secretarea și m-am înscris în audiență. Și cu cine ai vorbit? Te-ai înscris. Cu cine ai vorbit? Și mi-a spus de Doamne, cu cine ai vorbit? Că eu sun acum, ați văd, dacă o să fii la primar. M-am dus acolo, am discutat și mi-a spus cine. Cu cine, domnule? Lasă-mă, domnule, că mă duc. Acum nu așa vorbim, domnule Gânga, că aduci tu doctor. Adu doctor, că vrea să pleci și doctor. N-am spus că aduc doctor, trebuie adus doctor. Așa am spus, pirățel. Și chiar vă rog frumos, o greșesc, nu o greșesc, stau oamenii prin fric și chiar vă rog frumos, hai să facem ceva pentru că... Vara cu cald de moarte. Acolo vreau prima dată să mă apuc de un grup sanitar. Da. Și plus de asta, nu dumitale îi cumpărați scaunul, primăria. Cine a zis că am cumpărat scaunul? De ce spuneți treaba asta? Scaunul stomatologic. Îi duc și zic că am cumpărat scaunul. Primăria, eu așa le-am zis, primăria cu acordul, cu aprobarea Consiliului Local. Eu m-am dus acolo să văd dacă sunt începute lucrările, scaunul e pus acolo,
I-am spus, dar scaunul ăsta de cănini, nu știam, și că da, are aproape lună de cănini adus. Și nu-l bagă, nu-l bagă. Ăștia aparte, nu s-a cumpărat scaunul. Lasă, domnule, nu-i treaba mea. Nu vă, nu, nu vă departați de la subiect. Nu-l luat? Nu, e acolo scaunul. Nu, scaunul este, e nou, e acolo. Nu știu, nu avem inventar noi la primărie, scaunul acolo, n-am avut. Am văzut, am văzut. A rămas. Știu, dar nu era primor, 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 inventar, că dacă era... Mă... Și acum nu mai este bloc. Am cumpărat nou scaun. Scaun nu poate încerc, îi trebuie două încăperi, sunt niște condiții care vreau să îi le fac. Renunț sus la apartament și fac ăstea ca pentru... Și un grup sanitar. Neapărat trebuie făcut. Am găsit locul, am fost, îi plecat postel, am făcut măsurători. Vine proiectantul, face proiectul și ne apucăm de treabă și acolo, la dispensar. Dar trebuie făcut o treabă gospodărească și se poate face. Și nu o zic când. Se poate face, da. Nu de pe o zi pe alta. Eu n-am zis de pe o zi pe alta. Păi, dar asta am cerut. Am zis că iulie. Asta am cerut. Eu am zis că iulie. E posibil să ducă până în decembrie, să treacă de ce... Da, am văzut că au pus patru becuri, așa, în sondaj, să vadă cum s-a prind. E vorba de iluminatul public. Să mai schimbă becurile? Da, 560 becuri sau 800 de becuri. Cât era un proiect? Atunci? A, 800 de becuri. Sau 860, da. Da. Și cu puncile astea, cum mai ajutăm ceva, mai punem câte o punte la oamenii ăștia care sunt neputincioși. Nu, nu, nu au pe unii trece de pune. Eu vreau să mă opresc aici. Este o femeie de Alușandru, a venit fică sa de unii, nu mă știu pe unii, nu mă interesează, au făcut o punte frumoasă, i-a luat o apa, am zis că măcar la oamenii ăștia care nu au posibilitate, zbătrâni, să le ducem noi pe o punte făcută din lemn, știu, n-am făcut punte, n-ai din lemn, făcut în cater, că apa când o dă să o dă deoparte, o punem înapoi, măcar la ăștia care sunt bolnavi. Acolo la Șandru, domnul Barna, pe domnul Gânga. Gânga. Nu sunt învățat să dau răspunsul. Tu vorbești negar? La noastră ai zis să ții tot apar. Deci am dus material de mnoș pentru punte. Acum anul trecut. L-am băgat în curte să nu-l fure cineva și n-a vrut să-l mai dea doamna Mătușaia. Nu vreau să mai dea, că ei trebuie scânduri pentru gard. I-am făcut scânduri pentru gard. Mătușa dumneavoastră. Deci a dus? Nu, eu zi la măcinești. Da, erau prea groși. S-a zis Viorel, polițistul local, a vorbit cu titia sau nu știu cu cine, i-a dat două bârni, i-a făcut punte, nu a vrut pe unii, vrea, unii au fost puntea veche, era normal cu apa când vine, acolo doar știi cum se situa. Am văzut. I-a făcut punte. O luat apa, m-am dus, i-a pus-o înapoi. Acum când i-a luat apa, după ce ai discutat tu pe Facebook, aud și eu, dacă nu suntem prieteni, dar cred că trebuie să-i facem prieteni, să văd, să mai dau și eu răspunsul. De... Da, că rezolvi tu, iar, cu puntea, nu parcă așa înțeleg. Ce spune ați văzut dumneavoastră? Păi dați, domnule, prietenii, ca să vedeți că n-am scris așa. Ce vă luați după minciuni? După minciuni? După ce m-ați blocat? Am trimis buldog cu oameni de la primărie. Dar tot cu ghilimele ai spus cu prietenii, nu? Dacă el înțelege, tot cu ghilimele. Eu am făcut iar puntea, iar a venit apa, iar a luat-o. Dacă acum iar e luată, că n-am făcut, mă duc și mai bună, da. Iar trecea pe la fienul de mitare, nu? Înainte, trecea pe la fienul. Fienul a închis acolo. Ar fi trebuit să iei o măsură de acolo. Pune eu să fac o punte ca să fie trainic. Dar nu știi cine e aia, se drum de acolo, domnul Gânga. Dar doamna Șandra. Hai, lasă-mă, bă, că spun eu, când i-am cu mine, dau, mă nebunii. Lasă-o acolo, să poți să apa. Păi nu contează, dar pentru Șandru stau jumătate de oră să... Dar puteți pleca, domnule, din dar nu plec, dar nu-i vorba de plecat. Eu am spus destul de la tehnică. La baba, ce să nu-i vorba? Nu știu cine e. Mai dacă îi pui toane, trebuie să-i dai jos. Dacă nu le puteți, le pui înapoi. Nu știu cine e sămânța de oameni. Gata, gata. Gata, nu mai e. Mai de la un capăt făcea. Am dat, am dat. Am vrut să-și material, nu vreau să-l mediam. Eu știu cine e. Sunt urmă. Bun, domnul Gânda. Apropo și la termenul trecut, am luat discuții despre butuce din parc. Dar am început să ia, nu? Ce-o luat? Am trimis și la adresă, am trimis și la direcția, am adresat seară, am trimis acolo personal cu domnul inginer, o să trimite. Nu pot să facă act, de acolo să aduc materialul până la... sector acolo, la brigadă. Sector la rețel, să le ducă la brigadă. Nu poate emite act.
s-a dus titelul Ivo cu mașina mare, a plecat cu gol de acolo, că e frică. Și acum am vorbit cu domnul Gileru, Olivici și dumitare, vin și eu și poliția, nu și jandarmeria, să puteți fi deplasați până acolo, până la brigadă. Dar am înțeles că o luat jumătate din nu o luat jumătate, o luat 10 metri atât. Ce jumătate? Dar ce nu s-a luat jumătate dintr-un loc. Eu să dar de la Virginica nu luat probleme și niciodată. Nimic, un butuc, un butuc. Ai nu vin. Nu, devenit a terminat domnul. Vrea domnul Ciprian să intervin 3 minute scurt. Așa. Ca să O te cu jumătate deja. Te dai eu sunt 2 minute jumătate. Puneți un cronometru. Prelungit. Hai. Eu vreau să vă dau un sfat, nu vă critic, asta este un sfat, referitor la cum ați organizat ziua copilului. Am avut o revelație acolo, în sfârșit am înțeles și eu rostul poliției locale în comuna noastră, este de a vă servi pe dumneavoastră în timp ce stați la o umbreluță, în timpul evenimentului. N-ai pus ghilimele. Nu-i bun, nu, dacă vorbești așa ironic, spune, vorbești... Ghilimelele de rigoare, bineînțeles. Vă rog să-mi spuneți când să așa, ghilimelele de rigoare. A spus la sfârșit. Vă spun eu. Așa, spune domnul, vedeți? Un prieten, prietenul a nevoie să cunoaște. Așa, domnul Ungureanu, vă rog frumos. Dar, părerea mea personală, ca să fac și un pleonas, e că ați organizat prost această zi. Trebuia pe căldura aia să dați măcar o apă și inclusiv legea specifică că în condiții de caniculă, angajatul trebuie să dea angajatorului rezerve de apă. Vorbim de copii, nu vorbim de angajat, angajator. Deci ar fi trebuit să veniți cu ceva pentru copiii aceia care au fost acolo prezenți. Ați început discursul dumneavoastră de mulțumire, vedeți că lucrează și subconștientul, prin a spune că am venit să ne distreze copiii. Exact ce v-am spus eu, că nu este normal să vă folosiți de niște copii ca să vă distrați dumneavoastră, asta ați făcut. În urma organizării acelei zile care trebuia dedicată copiilor, trebuia dumneavoastră să... Eu înțeleg să pui în valoare anumite valori. Iar fac, da, fă-și. Mă repet. Dar nu așa. De acord. Să ne distrăm cu copii, dar nu pățeți. Nu, a zis, da, am venit să ne distreze copiii. Da, cu gât, așa, bun. Pe urmă, nu mi se pare normal ca pe bani publici, după ce lumea a plecat din locație, să se stea până la ora 9 seara și să cânte muzica și să se facă dedicații în direct pentru primar, vice... Consiliul local? N-am auzit. Dar cum din auzi asta? Păi nu au fost să auzi. Auzit și copiii. Pentru Consiliul local. Întreabă Pieronis, că el o sta pe acolo și l-a auzit numai ce-o vreo și ți-o zis numai ce-o vreo te-o zis. Nu, nu-i vorba doar de mine. Ba da. Vedeți? Aveți, nu eram acolo. Pe mine, da, te-am văzut acolo. Pe mine m-au sunat oamenii de acolo, vecini. Care mi-au spus ce să zic. Foarte probabil eu. Dar după program pot să... Și ultimul lucru care vreau să vă atrag atenția, eu am 36 de ani, 1,78 m, vreo 82 de kilograme, da. Și acesta este un tricou care dumneavoastră l-ați dat la clasa 1. Uitați, trebuie să le iau pe mine? Nu, eu l-am dat. Domnul Barna, poți să intervii? Ia uitați-vă ce bine îmi vine. La clasa 1 se fac astfel de cadouri, da? Stă frumos fetițul, dar... Știu că nu eu am dat tricourile. Să știți, nu, tricourile, domnul Barna, tricourile s-au împărțit la profesor. Le-am dat în funcție de mărime, că nu se potrivesc. Băi, tu ăla e pe ăsta, nu-ți vezi. Schimbăm, te duci la piață. Da, e organizat. Că eu am dat tricourile la echipa din fotbal. Te duci la piață cu trei copii și nu pot mai reușesc să-l iei. Nu la profesor, mă. Mă, le-o dat din parte. Da, pe la 300. Eu am avut tabelul. Organizatorul. Ați avut tabele, a știut cui dați cadourile. Da. Ați răsplătit diferențiat copiii. Părinții vor ști, adică vor ști, știu asta și vă vor taxa la momentul potrivit. Foarte bine, dar mereu mă taxa la momentul potrivit. M-ai mai pierdut. Da, cum adică dat diferențiat? Dar au dat numai tricou la toată lumea. Lăsați-mă să termin. Și dacă dumneavoastră spuneți că îmi stă bine fetiță, să știți că eu n-am fetișuri din astea. Nu știu, am zis că nu am zis eu. Deci...
ironiile în cazul ăsta, eu n-am fost, exact cum vorbiți, așa vorbesc și eu. Deci ați vrea dumneavoastră, poate în visele cele mai frumoase. Poate, dar eu am un țel în viață. Voi mai nașteți de vreo 3 ori, poate. Poate, dar nu-i toată lumea așa. Deci cei care au organizat și au avut grup de copii, au avut abel, i s-au dat la profesorul organizator număr de tricouri. Câți au fost trecut pe tabel, nu s-au încadrat ca mărimii tricourile, dar le-am schimbat între ei și unii nu au ajuns, am adus tricouri altele. Au venit și le-am schimbat. Schimbat tricourile. Și premierea trebuia făcută acolo, nu a șaptea zi după scripturi. Nu a fost așa, unde a zi, a doua zi a fost. Sau, premierea trebuia făcută la fața locului, la eveniment. Dom'le, așa s-a procedat anul trecut, a fădoiat. S-a procedat prost. Păi, dar și de ce n-ai discutat? L-am spus înainte. Păi, trecut de verifica procesul verbal de la ședința anul dinaintea trecut, organizării zilei copilului. Anul trecut i-am premiat acolo. Acolo. Da. Și anul ăsta bravo, nu mai fiu eu, că am furat un tricou, că am furat 50 lei, dar nu știu cine, că am furat nu știu ce, am zis pe bază tabel, de dăm la organizat. Ați risipit 300 de milioane și de câștigat au avut toți doar copii, anumiți oameni. Toți copiii au avut de copiii câștigat. Au fost folosiți, neglijați, ținuți în călătoria. Asta părerea noastră. Eu am fost dimineața acolo la ora 9, am avut meci. Handball, fotbal. Și-a nins? Nu. Și-am jucat până la 10. Cal, nu? Păi fost și cal. Și echipamentul după ce au jucat fotbal, de ce l-ați luat înapoi? Pentru că te-am spălat, că miroase, domne. Te-am transpirat. Îl dați înapoi spălat? Bă, eu îl spăl acasă, nu spală nimeni. Eu. Nu, dar am înțeles că ați dat echipament copiilor dimineață, după ce au jucat, după ați cerut înapoi. Păi ca să-l spăl, nu-l lăsă, că pleacă acasă, ia 8-a și nu mai vin la școală. Când îl strâng eu? Eu acasă îl spăl să lucrez la școală. Deja l-am dus la școală. S-a promis echipament. Păi dar este, domne, echipamentul școlii. L-a luat curata de acasă, l-a dus la un îmbrăcat și au jucat cu el fotbal. Lăsați-mă un pic, au jucat cu el fotbal, au transpirat, l-am luat, s-au îmbrăcat cu hainele lor, l-a dus acasă, l-a spălat și acum e împișet la școală. Și luați de suma asta de... Nu, domnule, îi lua de 10, îi lua de acum 2 ani, de acum 3 ani, de acum... Alea-s vechi. Și eu dat tricouri, e a școlii. Eu am echipament și la școală când am jucat, am fost la Pârjol. L-am adus aici, am rezolvat și l-am luat de acolo. Da, dar copiii au înțeles că le veți da echipament. Așa, așa au înțeles, asta e părerea noastră. Nu înțeles nimeni așa, domne, nici nu pot. Nu, dar când da, dar le-am dat echipamentul sponsorizat. Dar le-au dat echipament la Cupa Satelor. Domnul a venit cu echipamentul, care e tot în inventarul școlii, acolo. Da, dar la Cupa Satelor câte sate participă? O participă, că s-au înscris, domne, că nu se înscriu toți, că nu spune trebuie să muncească degeaba. Doi. Care doi, domne, că au fost cinci echipe. Cinci. Dacă ceilalți nu vor să facă, duc la pescuit sau afaceri. Unul vin din mașini, unul vin din piață, unul vin din zahăr. Eu mă duc degeaba, nu câștig niciun ban la asta, domne. Și de anul viitor nici eu nu mai fac. Nu câștig nimica. Nu, aceea e altceva, aceea e altă treabă. Eu am fost la câteva cupe la Bacău, am luat locul întâi, nu se premiază. Eu am defect profesional, nu ai problema, la educat și așa se vorbesc. Acele nu se premiază, se premiază numai cele care sunt trecute în calendarul sportiv. Dar cu condiție, dacă ai făcut cerc, ai trecut prin cerc, județ, interjudețean, național. Nu că am fost la o cupă și îmi dă, eu am fost la o cupă la Bacova acum o săptămână, 1 iunie, la școala 28 la George Bacovia și am spus, domnule, am luat locul întâi, nu dă nimeni niciun leu. Așa. Asta e pentru că am vrut să mă duc, putea să nu mă duc, putea să mă la pește, poate acolo câștigam un pește, acolo n-am luat nimic. Și am stat în căldură. Și nici acolo nu da cu apă, cu suc, cu nimica. Și iarăți ați deviat mult, păi acolo a fost o competiție. Apropo de apă. Președintul a trecut 5 minute. Păi tocmai. Eu-s președinte. Apropo de apă, am avut 7 minute, dar unul bară. În apă, da, am avut. Am intervenit și o dată în 2 săptămâni. Ei, nu-i bună. Dar nu așa, ați schimb? Am vorbit. Da, da, dacă mai e cine, dacă ai vrea. Se poate schimb. Da. Nu îmi băgăm not în fabrică, așa că nu, când mi-a dat primarul nu-i bun, când mi-a dat profesorul nu-i bun, când n-ai dat nu-i bun. Domnul președinte, dar a dat voi sta și din gură. Păi dar știți cât e bun, vine și vă organizează, îți vezi când muncești la urmă, eu și vreau să spui că n-ai făcut bine. Ai greu, vreau, profesor. Ați reușit să transformați o zi care trebuia să fie de sărbătoare pentru copii. O zi foarte frumoasă. Ați transformat-o. Numai dumneavoastră ați fost mulțumit. Pentru că ești obișnuită din viața dumneavoastră plină de minciuni, bani manipulați. Da, doamne, gata. Doamne, două secunde. Pe viitor am să iau exemplu de un alt comun. Din jurul Măneștiului, Bacăului, care au făcut. Dar ce le faceți? Să văd și eu cum am făcut alte comuni, așa să fac și eu. E mai bine. Păi nu au făcut nimeni. Păi nu au făcut nimeni. Dar nu face nimeni. Dar au făcut cineva din 3 iunie?
dar nu vor. L-am invitat pe colegul meu la Pujo. Băi, vii la aici, facem un mic amical, un joc din 1 iunie. Hai, băi, cum e, eu am treabă. Domnul președinte. Da. Mi-a dat cuvântul. La terminul trecut am pus în discuții treaba cu copiii, încă eu chiar am cerut 35.000 de lei, că mă gândeam că nu o să ajungă, dar s-a votat 30.000 de lei. Am avut discuții cu domnul Vici să ne întâlnim într-o ședință de îndată sau într-una extraordinară, să punem în discuții ce s-ar putea face. Dorința mea era ca copiii respectivi care participă acolo, mai ales cum a fost căldura, măcar să beneficiază de un înghețată, poate nu își luau tăți, că alții nu le dă voie mămicile. Dar o apă, un suc putea să iei. V-am așteptat de atunci. Telefonul meu mereu deschis, nu m-a solicitat. Dumneavoastră sunteți viceprimar, dumneavoastră trebuie să strângeți consilieri. Nu că v-am așteptat, ați spus că faceți o ședință. Dar vii mai ușor dumneavoastră să spuneți că o să vin și o să promit. Eu v-am așteptat, da, președinte, pentru că eu am încredere în cuvântul dumneavoastră. Eu v-am așteptat. Dacă v-ați schimbat părerea... Era foarte frumos. Eu vă spun despre ce e vorba. O vitrină cu înghețată nu costă mai mult de 7 până în 10 milioane, iar o vitrină cu apă și sucuri alea cu 20 milioane îi satisfăceam pe copii. Vreau să vă spun că am întâlnit părinți și mi-au spus în fierul următor: să fiu al dracului dacă mă-i lăs copiii vreodată. Și-o bătut joc de ei, nu spun eu. Și-o bătut joc de ei. Au stat acolo, însatat și flămânți. Asta a spus-o oamenii. Nu a stat nimeni, numai care nu a vrut. Domnule, eu v-am spus și mi-a spus părere. Nu au fost mulțumit. La domnul Vici, două frigideri. Unul cu apă, au venit elevi, le-am dat apă la părinți. Le-am dat apă, care încă veniseră rău la cineva pe acolo, dar nu de la Fieldor. Pomnite, am dat apă frumos, dar trebuia să vin pe scenă cu apa, era copii. Domnule, eu am fost și în altă. Domnul Gânga, haideți că avem apă. Lasă-mi, domnul Gânga, că domnul Gânga nu-i copil. Dar la ce vorbim, dacă nu știu, dacă am avut apă acolo. Domnul Gânga, ați fost la spectacol. Da, am fost la spectacol. Și nu vă plăcut. N-ați anunțat. Dar ce s-a anunțat? Că cu iseti îți duc să bea apă. Doamne, mai ca domnul. Să aveți apă din partea primării. Știi ce se întâmplă când anunți așa 400 câți erau acolo, se duceau toți gramada, apă. Apă pentru copii. Dar asta că la anul parcă cred că așa s-a făcut. Și altceva ce trebuie să... Câți bani ați cheltuit? Câți bani s-au cheltuit? Trebuia un grafic făcut ceva. Câți bani s-au cheltuit cu tricourile la copii? Nu știu, sunt facturi, sunt la contabilitate toate, faci cereri și vede că am mai făcut contact la o prostie care n-aș fi eu și nu s-au dat toate pe internet, ci unul așa contact. Dacă mai vrea cineva să intervine, pentru că așa stă, domnul Ungureanu, zici, nu ați putem la cuptor. La final, dacă mă sunt să... Da, nu, atât. Încă o dată trebuie să fac precizarea că pentru mine este greu ca să intervină în Consiliul Local. Acest drept va aparține dumneavoastră în mod exclusiv, dar fiindcă domnul Barnaș a făcut un obicei, de câte ori mă vede aici să agită și să ia de televiziune, eu înțeleg că dânsul este pasiv. Vă rog să nu mă întrerupeți, dacă doriți, Laur, puteți să spuneți. Ideea este că dânsul e pasionat de asta, poate dacă vrea poate să facă o cerere la noi la televiziune și nu mai veni noi și filmează el ședința, nu e nicio problemă. Îi plătim pe stat de plată și așa mai departe. Dar ceea ce constat eu aici, înainte de a intra în subiect, este următorul lucru, că încă de la câștigarea alegerilor de către domnul primar în 2016, la toate ședințele la care am fost, domnul Ban a avut o problemă cu procesul verbal. Dânsul face o retorică lingvistică aici ca să arate că este intelectual în fața consilierului local, dar însuși, el face greșeli gramaticale. Nu mă întrerupeți, vă rog frumos. El face greșeli gramaticale. Am acest drept. Nu aveți drept. Eu dau un răspuns la ce mi-a spus dânsul. Dar de ce să dați dumneavoastră? Dumneavoastră sunteți discriminat. Arătați-mi discriminat. Domnul președinte, pot continua. Dumneavoastră, este vorba de dumneavoastră, orice invitat trebuie să vorbească și orice invitat nu trebuie întrerupt. De aia sar pentru că am dreptate. Când venea domnul Cioinigel, a sar la dumneavoastră, stați un pic așa, ca să vă las fără material de campanie. Nu, domnule, nu-ți permis să mă întrerup, că nu te-am întrerupt. Stați un pic, ca să vă las fără material de campanie. Mi-a dat președintele cuvântul și te rog să mă respecti. Păi nu vă respecti, prea, lasă-ți. Deci plec de la următoarea chestiune. Îl respect pe domnul Bana, respect pe domnul Gângă, pe toți consilierii
și tot consiliul local. Dar vă rog să aveți bunul simț, domnul Barna, să nu mai întrerupeți. Că așa faceți, criticați primarul că nu s-a făcut, că nu știu ce. Sunteți un moralist, dar de fapt dumneavoastră nu cunoașteți legea. În primul rând, e o sugestie la început. Nu e un sfat, nu e o critică. La procesul verbal nu se scriu ironii. Procesul verbal. Nu, eu n-am zis trebuie, să vă rog să mă lăsați să termin. Procesul verbal este o sinteză a ședinței. Un secretar nu are timp, ales cum vorbiți dumneavoastră peste alții, nu are timp să scrie. Și uitați-vă în lege, uitați-vă în primul rând în regulament, că nu-l cunoașteți. Procesul verbal este o sinteză și nu e o treabă serioasă, nu e cu ironii. Și am încheiat, că asta a fost o sugestie. Bine, ghilimelele viza, sunt inventate viza, degeaba în limba română. Vă rog să mă las să termin. Da? Vis-a-vis de dacă spectacol. Am fost acolo și s-a dat apă la copii. Și rog să se consemneze. S-a dat apă copiilor. Inclusiv doamna Lili când a cântat, a cerut apă și a primit. Dramatical. S-a dat apă copiilor. Lasă-mă cu șmecherea. Păi domnul a zis că lasă-mă să termin. Notează și scrie pe Facebook. Dar ca să închei. Una este să greșești, alta este să nu știi. Asta e marea diferență. Domnul Ciprian Bana, dumneavoastră întâi trebuie să învățați să vorbiți și după aceea să dați lecții la asta încerc. Da? Eu asta încerc. Eu înțeleg că ați început campania electorală, dar eu nu am voturi de pierdut. Deci, ca să concluzionez, mi-ați întrerupt și trebuie să mai vorbesc. Da? Deci, ca să închei, am constatat că nu interveneam în această ședință și n-am intervenit decât la, cu aprobarea domnului președinte. Am constatat încălcarea gravă a legii, filmând consilier local, primar, conform legii 52, da? Vă spun, secțiunea 2, articolul 12, ați încălcat grav legea. Pentru că, dacă vreți să filmați pentru uz personal, să vă uitați în oglindă dumneavoastră, nu e o problemă. Dar am constatat că ați publicat pe internet. Ceea ce este încălcarea. Legea 52 spune clar, și vă rog să se consemneze și video, spune clar, filmarea și publicarea ședințelor de Consiliu Local se fac în condițiile legii 52, cu trimitere la legea 544 care spune că trebuie să fie organism de presă. Nici un consilier, nici altcineva și am constatat de când am venit la prima ședință și v-am avertizat și v-am dat legea. Am predat legea 52 extras și legea 54 domnului Ciprian Barna. Și îmi rezerv dreptul să vă dau o judecată pentru că nu aveți altă treabă în ședințe. Nu mai pomeniți în ședințe. Deci cu asta am încheiat. Pe viitor, opriți-vă la probleme în Consiliul Local. Dumneavoastră, ați manipulat ședințele. Au fost ședințe în care m-ați tăiat.